Hristos a înviat, bună seara și mă bucur să fiu împreună cu voi în casele voastre, chiar dacă acest lucru se întâmplă doar în acest format. Iată că au trecut deja 6 săptămâni de când viețile noastre și ale celor dragi nouă s-au schimbat în mod decisiv și parcă timpul are acum o altă dimensiune pentru toți. Am încercat să ne umplem acest timp pe care l-am primit cadou, în tot felul de moduri, făcând tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut de mult sau poate lucruri pe care nu le-am făcut tocmai pentru că nu am avut timp. Unii am reușit mai mult, iar alții mai puțin. Așa cum spuneam, timpul a trecut, s-a scurs, a trecut săptămâna mare, am sărbătorit Paștele și îmi mulțumesc Dumnezeu că în acest an, prin voia Lui, am petrecut mai mult timp în familie. Îi mulțumesc Domnului și pentru momentul special al frângerii pâinii și pentru că am reușit să petrecem împreună ca și comunitate în mediul online, dar și în rugăciune. Momentul din seara asta aș vrea să-l priviți ca o scurtă mărturie din partea mea și în același timp să fie și o încurajare pentru modul în care Dumnezeu lucrează în viața copiilor noștri. Și încep prin a vă spune că, fiind în perioada dinaintea sărbătorilor, mi-a fugit gândul la anii trecuți, mai exact la timpul și momentele în care, înaintea Paștelor, pregăteam momente speciale care să le petrecem împreună cu copiii și să facem ceva deosebit pentru ei, împreună cu ei și cu învățătorii. Încercam să aducem la nivelul lor de înțelegere Scriptura și să fim creativi, astfel încât semnificația acestor sărbători să le rămână cât mai întipărită în minte. Bineînțeles, aceste lucruri, în plus față de ceea ce primeau în fiecare an de la părinților legat de sărbătoare. Dar în acest an a fost cu totul deosebit. Toate eventualele planuri și pregătiri pe care mi le făcuseră în fiecare învățător, în parte nici măcar n-am apucat să le discutăm împreună, iar de pus în practică nici nu putea fi vorba. Și singura modalitate de a ține legătura cu copiii a fost cu ajutorul tehnologiei, prin WhatsApp și Zoom. Nimic extraordinar sau spectaculos până acum, doar că înaintea săptămânii mari, unul dintre lideri a venit cu ideea abordării unui plan de citire a Scripturii, a unei provocări pentru copii. Și anume să citim împreună, iar apoi să încurajăm să-și expună ideile, așa cum o făceam la grupă, de fiecare dată când ne întâlneam împreună la lecție. Și ca să vă spun ca o paranteză, acest mod de abordare funcționa foarte bine și era unul foarte eficient. Ceea ce doream noi să facem era ceva nou, nu știam cum vor reacționa, nu era ceva obligatoriu pentru ei, dar vreau să vă spun că rezultatul a fost unul frumos. Ne-am bucurat să vedem că mulți din grup au fost încântați de idee, au fost consecvenți zilnic în a citi și în a scrie concluziile și a le împărtăși cu noi. Pa mai mult, a fost un feedback pozitiv din partea unora care la grupă, poate din timiditate, se exprimau mai puțin. Și acest lucru m-a făcut bucuros. Mi-am adus aminte de vorbele Apostolului Pavel, care în 1 Corinteni 3:6 ne spunea: eu am sădit, Apolo a udat. Acolo era alt context, dar m-am gândit că uneori voi, ca și părinți acasă, ați sădit,
ați fost în rolul apostolului Pavel, iar noi în rolul lui Apollo, iar în alte situații invers. Dar important este că Dumnezeu, știm bine, întotdeauna va face ca recolta la urmă să fie bogată. Vă mărturisesc că ce am învățat despre Domnul de la părinții mei și de la învățătorii de la școala duminicală, iar apoi de la adolescenți, pentru mine au avut un rol foarte important în faptul că acum, la maturitate, pot să spun despre Domnul că este Domnul meu și Dumnezeul meu. Și pentru că în viața copiilor noștri sămânța semănată începe să dea colț, vă îndemn să nu uităm porunca din Deuteronom 6, versetele 6 și 7, care spune: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Vremurile se schimbă. Multe se vor schimba și în viețile noastre și ale copiilor noștri după încetarea acestei stări de urgență. Ne dorim să ieșim cu toții mai întăriți și poate mai câștigați din această experiență, chiar dacă uneori au fost momente mai grele, mai tensionate. Dar cu ajutorul Domnului vom reuși. Vă doresc, dar îmi doresc și mie, ca în timpul pe care îl mai avem acum, cât încă unii din noi mai stăm acasă, dar și după aceea să continuăm să semănăm în inima copiilor noștri ceea ce este veșnic, cuvântul Domnului. Să fim creativi în a ne exprima credința față de ei și în a ne mărturisi și înaintea lor experiențele noastre avute cu El. Pentru că aceste lucruri vor face diferența în viața lor și va ajuta să trăiască o viață frumoasă.